Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Iată că suntem cu istoricul Mihai Burcea și urmează o serie foarte interesantă despre un singur lucru, și anume momentul când am întors almele, 23 august 1944. O să facem mai multe opriri și mai multe episoade, pentru că acest mesaj, acest lucru care s-a întâmplat, are mai multe direcții, iar locul în care suntem spune despre o direcție. Salut! Salut, salut, Iesian! Da, suntem pe strada Ion Caragea, numărul 27. Este locul în care liderul Partidului Național Țărănesc, Iuliu Maniu, a locuit în perioada războiului, între 1940-1945. Avem acolo și o placă comemorativă. Da. Liderul Partidului Național Țărănesc, Iuliu Maniu, s-a mutat aici undeva în anul 1940, în locuința unui prieten din acest bloc interbelic. Aici era un freamăt neîntrerupt în anul 1940, pentru că în acest loc se perindau mai mulți dintre devotații lui Iuliu Maniu, dintre prietenii politici ai săi din Partidul Național Țărănesc. Erau șefii de circumscripții, șefii de filiale, șefii de sectoare, diversi lideri ai partidului din țară, din Vechiul Regat și din Moldova, pentru că nord-vestul Transilvaniei fusese cedat la 30 septembrie prin dictatul de la Viena. Iar aici liderul Partidului Național Țărănesc a primit în audiență zeci și zeci de oameni. Acest loc este consemnat în două volume pentru cei care vor să aprofundeze. Este vorba despre memoriile lui Augustin Vișea. Augustin Vișea a fost unul dintre cei implicați într-o rețea de spionaj, să zicem, de achiziționarea unui aparat de emisie recepție în perioada ianuarie 1941, august 1941, Augustin Vișea a făcut parte dintr-o rețea clandestină de transmitere de informații, coordonată de Iuliu Maniu, de transmitere de informații politice, în primul rând, nu economice și militare, pe care Național Țărănici le transmiteau în Anglia. De asemenea, jurnalul lui Corneliu Coposu, editat de Doina Alexandru, consemnează foarte multe dintre aceste audiențe pe care liderul Partidului Național Țărănesc le-a organizat aici, în Ion Vodă Caragea, numărul 27. Tot aici, în Caragea 27, Iuliu Maniu a aflat despre asasinarea liderului PNC, secretarului general al PNC de la acea vreme, Virgil Magiaru, de către legionari, în noiembrie 1940. El a primit această știre de la soția lui Virgil Magiaru, care locuia în Vasile Conta cu soțul dânsei, în Vasile Conta numărul 5. A încercat să-l salveze pe Magiaru, intervenind la Prefectura Poliției Capitale și la Ministerul de Interne, prin subsecretarul de stat Alexandru Ioșanu. Dar, din păcate, a intervenit prea târziu, iar liderul PNC Virgil Magiaru a fost asasinat pe malul lacului Snagov, undeva în liziera pădurii Snagov. Chiar Corneliu Coposu a mers personal în audiență la Horia Sima și a încercat să intervină pentru ca liderul, vicepreședintele Consiliului de Miniștri de la acea vreme, Horia Sima, să intervină la Ministerul de Interne pentru a se interesa asupra locul în care se afla Virgil Magiaru, pentru că fusese dat dispărut de către soția sa, care locuia în Vasile Conta numărul 5. În perioada rebeliunii legionare, în ianuarie 1941, partizanii lui Iuliu Maniu au făcut de gardă aici, în Vodă Caragea 27, pentru că nu se știa ce atitudine vor avea legionarii față de Iuliu Maniu și se temeau ca și liderul PNC să nu fie asasinat, așa cum se întâmplase cu Nicolae Iorga, cu Virgil Magiaru, cu cei asasinați la Jilava în anul 1940, deci în urmă cu câteva luni, în noiembrie 1940. Și din această cauză, aici s-au făcut gărzi permanente pentru a-l proteja pe liderul PNC. Tot aici, Augustin Vișea, cel despre care vă spuneam, cel care a făcut parte din această rețea de spionaj coordonată de Iuliu Maniu, a avut mai multe audiențe la liderul PNC și aceste audiențe sunt descrise pe larg în această carte de care vă spuneam. Liderul PNC nu a locuit numai aici, nu este singurul loc în care a locuit în perioada războiului. El a avut mai multe domicilii unde care erau oferite de către apropiații săi politici. A locuit în Splaiul Unirii numărul 5, la medicul Romulus Pop, tot așa un lider al Partidului Național Țărănesc. A locuit în Strada Sfinților numărul 10, unde vom merge un pic mai încolo. A locuit la avocatul Aurel Lecuția, care domicilia pe strada Schitu Măgureanu numărul 19, într-un bloc în care locuia și cumnatul său Sabin Manuilă. De asemenea, a avut mai multe întâlniri conspirative în strada Dr. Marcoviș numărul 9, astăzi intrarea Victor Eftimiu numărul 9, într-un bloc în care locuia Corneliu Coposu. Era domiciliul lui Corneliu Coposu și acolo Maniu s-a întâlnit în perioada 1943-44 cu reprezentantul Partidului Comunist din România, respectiv Lucrețiu Pătrășcanu. Câteva cuvinte despre acest imobil. Este un imobil interbelic, după cum se vede, foarte solid. Din relatările lui Augustin Vișea și Corneliu Coposu, se pare că era o garsonieră dublă aici. Nu știu la ce etaj se afla. Avem aici și o fotografie a lui
Iuliu Maniu. Este o fotografie cu una din cu o nepoată de-a sa, de-a dumnealui. Iar aici avem completul de judecată din anul 1940, din anul 1947, când a fost inclus într-un mare proces, după incidentul de la Tămădău, când Ion Mihalache și Nicolae Carandino, împreună cu soția sa, au încercat să părăsească teritoriul României pentru a pleca în exil și a trage un semnal de alarmă asupra celor ce se întâmplă, vexațiunilor la care era supus Partidul Național Țărănesc de către Partidul Comunist. Iar imediat în perioada următoare, în septembrie 1947, după ce și Iuliu Maniu a fost arestat, a avut loc un mare proces, un lot important, format din lideri ai Partidului Național Țărănesc, în care a fost cap de lot, șef de lot, a fost Iuliu Maniu. Îl vedem aici vorbind la microfon. Procesul a avut loc în aula Universității Naționale de Apărare Carol I astăzi, la acel moment Școala Superioară de Război, Academia Militară în timpul regimului comunist. Și aici este o altă fotografie cu boxa acuzaților. Iar Iuliu Maniu este undeva aici, da, în jos. Procesul, evident, după cum bine se știe, s-a foldat cu condamnări grele. Liderii PNT au fost acuzați de trădare. De fapt, fusese de fapt o tentativă de evaziune, de trecere a frontierei a lui Ion Mihalache, Nicolae Carandino și a altor 2-3 apropiați ai liderului PNT. Iuliu Maniu nu fusese implicat în această operațiune de la Tămădău. Cel mult puteau fi acuzați de tentativă de trecere ilegală a frontierei. Dar, evident, regimul comunist a plusat și i-au încadrat cu niște capete de acuzare foarte grave, trădare de țară și spionaj. Evident, au fost pronunțate pedepse grele, 25 de ani muncă silnică, 10-15 ani muncă silnică și liderul din acel moment, liderul PNT a fost încarcerat, trimis în sistemul penitenciar, pentru că până la acea dată fusese la Malmaison, după ce fusese arestat în iulie 1947, fusese trimis la Malmaison, iar după aceea a fost vărsat în sistemul penitenciar, la penitenciarul Galați și ulterior la Sighet, unde a și murit din cauza regimului de exterminare, având și o vârstă înaintată, evident, era la septuagenar la acea vreme. De aici, din Ion Vodă Caragea, numărul 27, ne vom îndrepta către Calea Dorobanților, numărul 16, unde și-a avut loc domiciliul liderul Partidului Național din timpul războiului și partenerul de dialog al lui principalul opozant al regimului Antonescu. Ei, cei doi au fost principalii opozanți, Dinu Brătianu și Iuliu Maniu. Și, bineînțeles, ulterior a fost cooptat în această coaliție de forțe opoziționiste și liderul Partidului Social-Democrat, Petrescu, iar mai târziu, în vara anului 1944, au fost cooptați și comuniștii odată cu apropierea liniei frontului de frontarile țării. Câteva cuvinte și despre 23 august. De ce vom face această expediție prin București? Pentru că în acest an se împlinesc 80 de ani de la actul de la 23 august, de la lovitura de stat, pentru că sunt mai multe variante, sunt câteva variante de fapt. O parte din istorici consideră că este impropriu spus actul de la 23 august și trebuie să-i spunem de fapt lovitura de stat. Sunt argumente în acest sens, pentru că în momentul audienței regale, în clipa în care Mihai Antonescu, vicepreședintele Consiliului de Miniștri, a fost chemat la Palatul Regal la ora 15:30 în ziua de 23 august și o jumătate de oră mai târziu a sosit la palat și Ion Antonescu. După ce s-a încheiat audiența și regele i-a solicitat lui Antonescu să demisioneze, iar acesta a refuzat, el nu a fost demis și lăsat să plece din Palatul Regal, ci a fost sechestrat în camera cu timbre pe care Carol al II-lea, tatăl său, o amenajase înainte să părăsească țara. O amenajase în casa nouă din spatele Palatului Regal, au fost introduși în această cameră de adăpostire a timbrelor și au fost ținuți sechestrați acolo până la ora 3 dimineața, când comuniștii au venit și i-au ridicat pentru a-i duce într-un loc mai sigur în Vatra Luminoasă, într-o casă conspirativă din Vatra Luminoasă. De ce această operațiune de adăpostire a liderilor antoneșieni? Pentru că se considera că există un pericol foarte mare dacă rămân în Palatul Regal, ca ei să fie eliberați de trupele germane care se aflau cantonate în București și în special în preajma Palatului Regal. Se încerca evitarea unui moment Otto Skorzeny Mussolini, când cu un an în urmă, după ce Mussolini a fost demis de către Înaltul Consiliu Fașist și arestat de către rege, fusese dus într-un loc izolat pe Gran Sasso. Iar după o perioadă scurtă de timp, Hitler trimisese un detașament de parașutiști condus de Otto Skorzeny pentru a-l elibera și a fost o operațiune de succes. Într-adevăr, parașutiștii au aterizat cu planoarele și l-au eliberat pe Mussolini, care ulterior a constituit o republică independentă în nordul Italiei, Republica Socială de la Salo. Din cauza acestui precedent, ca să nu se repete această greșeală, liderii comuniști împreună cu noul guvern Sănătescu au hotărât ca Antoneștii, împreună cu Gheorghe Alesană și Pichi Vasiliu și Mircea Elefterescu, apropiații lor, să fie duși în această casă conspirativă din Vatra Luminoasă pentru a fi protejați și ulterior, după ce lucrurile se vor liniști în București, să fie judecați. Evident, ulterior au fost predați sovieticilor în data de 31 august.
Bun, iar de aici vom merge către Calea Dorobanților, numărul 16, domiciliul lui Constantin Brătianu. Da, suntem în fața vilei din Calea Dorobanților, numărul 16, care a aparținut liderului Partidului Național Liberal din perioada interbelică și din anii 40, Constantin Dinu Brătianu, cel care a fost fratele mai mic al lui Ionel Brătianu și care împreună cu liderul PNţ, Iuliu Maniu, au constituit principala forță de opoziție alături de PNţ și PNL, au constituit opoziția unită împotriva regimului Antonescu. De aici, din Calea Dorobanților numărul 16, Maniu și Constantin Dinu Brătianu își făceau vizite reciproce la cele două domicilii. Ei au avut numeroase întâlniri în perioada războiului pentru a se pune de acord asupra poziției pe care trebuie să o adopte față de regimul Antonescu. Politica pe care ei au adoptat-o în timpul războiului a fost una care s-a chemat, a rămas în istorie ca politica memorilor, respectivă inițierea unor memorandumuri, unor petiții, unor memorii către Ion Antonescu, prin care aceștia își declarau opoziția și nemulțumirea față de drumul pe care România o apucase odată cu instituirea statului național legionar. Dinu Brătianu a locuit aici până în momentul arestării sare, în anul 1950, în mai 1950, când a avut loc o mare operațiune demarată de securitate, prin care mai mulți lideri ai regimului politice interbelice au fost arestați și internați la penitenciarul Sighet din județul Maramureș. La fel ca și Iuliu Maniu, Dinu Brătianu a fost supus unui regim de penitenciar foarte aspru, și având o vârstă înaintată, a murit în anii 50, la fel ca și Iuliu Maniu la câțiva ani de la internarea sa în penitenciarul Sighet. Trebuie spus că la procesul lui Ion Antonescu, la fel ca și Iuliu Maniu, Dinu Brătianu a fost adus să depună o declarație de martor, o depoziție. La momentul acela, fiind întrebat asupra ocupației sale, deși el era de formație inginer, Dinu Brătianu a spus că este moșier, citesc din spusele sale. El avea mai multe proprietăți, în primul rând cea de la Florica, vila aceasta din spatele meu, celebrul domeniu de la Florica, care aparținuse brătienilor și aparținea brătienilor la momentul acela, la momentul procesului lui Ion Antonescu, și bineînțeles avea mai multe zeci și sute de hectare în posesie. Dinu Brătianu a depus mărturie, la fel ca și Iuliu Maniu, la acest proces. Iuliu Maniu chiar a strâns mâna lui Ion Antonescu, pentru că în timpul războiului Iuliu Maniu a avut mai multe întrevederi cu Ion Antonescu, în care liderul Partidului Național Sărănesc și-a exprimat de fiecare dată nemulțumirea față de politica pe care Ion Antonescu a desfășurat-o în timpul războiului și, în primul rând, față de momentul trecerii Nistrului. În clipa în care România a trecut Nistrul, după ce am eliberat Basarabia, Iuliu Maniu nu a mai fost de acord cu această operațiune a armatei române de a împinge vrăjmașul de la răsărit în această cruciadă împotriva bolșevismului și s-a pronunțat în nenumărate memorii trimise către Antonescu, așa cum spuneam, împotriva operațiunilor desfășurate de armata română pe frontul de est. Și, bineînțeles, Antonescu la aceste memorii răspundea și el cu o serie de petiții, cu o serie de memorii care au fost înregistrate și consemnate în Arhiva Președinției Consiliului de Miniștri și toate aceste documente au fost publicate imediat după Revoluție. De aici, din Calea Dorobanților numărul 16, ne vom deplasa către Bulevardul Dacia, unde s-a aflat sanatoriul medicului Jovin, Ion Jovin, care a fost unul din apropiații lui Maniu și acela este locul din care a fost ridicat în 1947 pentru a fi arestat și ulterior implicat în procesul de trădare din 1947. Așadar vom urce de către Bulevardul Dacia, vom coborî pe Calea Dorobanților. Aceasta este vila, nu știu cui aparține în prezent. Lângă avem British Council, un imobil care aparține statului britanic încă din anii 20 și care a luat amploare mai ales în anii 30. El și-a închis porțile după venirea comuniștilor la putere. În anii 50 a fost închis, la fel ca și Institutul Francez, dar și-a redeschis porțile după venirea lui Ceaușescu la putere și noua politică inaugurată de acesta de destindere față de Occident și de reluarea bunelor relații cu statele occidentale. Acum vom face stânga pe Bulevardul Dacia, vom coborî pe Dacia. După cum se vede, strada Ion Vodă Caragea, unde locuia Iuliu Maniu, este destul de aproape, da, sunt 200-300 de metri față de domiciliul lui Dinu Brătianu. După ce vom merge aici pe Bulevardul Dacia, ne vom îndrepta către strada Visarion, unde locuia Constantin Bebe Brătianu, cel care a fost secretarul general al Partidului Național Liberal în perioada 1934-1947. Constantin Bebe Brătianu era fiul generalului Brătianu, deci o altă ramură a familiei Brătianu. Și în timpul războiului, când Dinu Brătianu nu era disponibil pentru pertractările și conciliabulele care aveau loc în diferite case din București, între Iuliu Maniu, Constantin Titel Petrescu, Lucrețiu Pătrășcanu, așa, cel care îl suplinea în funcția de președinte al partidului era Constantin Bebe Brătianu. Și la fel, el locuia la câteva sute de metri mai jos, pe strada Visarion, care se găsește la nici 20-30 de metri de
Piața Romană. Acum suntem pe Dacia. Pe partea cealaltă avem Colegiul Economic Virgil Magiaru. Este un liceu de tradiție foarte bun, care e o pepinieră pentru viitorii economiști, mai ales că ASEU este un pic mai sus. Iar pe Bulevardul Dacia este o arteră foarte bine garnisită cu imobile din Interbelic, imobile solide, frumoase, spațioase și foarte scumpe. Foarte scumpe și la momentul ridicărilor, dar și în prezent. Da, iar aici avem, am ajuns, aici în Bulevardul Dacia, să vedem ce număr este. Eu știam că e 19. Astăzi este numărul 65. Suntem pe Bulevardul Dacia numărul 65. La momentul 1947 era Bulevardul Dacia numărul 19, sau cred că numerele poștale s-au schimbat de vreo 2-3 ore aici în decurs de 50 de ani. Și acum suntem pe Bulevardul Dacia numărul 65. Deci acesta este imobilul de unde a fost arestat, da, așa cum scrie și pe placă, la 17 iulie, Iuliu Maniu. De aici el a fost dus la închisoarea Malmaison, acolo unde am fost cu câteva dăți în urmă. Iuliu Maniu a fost supus unui regim de penitenciar normal la Malmaison, nu a fost maltratat. De altfel, nici în penitenciarul Galați sau penitenciarul Sighet, el nu a fost supus torturii, dar a fost, evident, și el a avut parte de un regim de deținere foarte dur, pentru că regimul politic, regimul de detenție aplicat deținuților politici era unul foarte dur. În ceea ce privește hrana, în ceea ce privește disciplina interioară și regulamentele interioare ale locurilor de deținere din timpul regimului comunist, mai ales în perioada anilor, sfârșitul anilor 40 și începutul anilor 50. După cum se vede, este, în dreapta este ambasada Siriei, dacă nu mă înșel. Da, ambasada regimului Assad, sirian. Iar de aici ne vom îndrepta către locuința lui Bebe Brătianu, care se află undeva în apropierea Pieței Romane. Bun, suntem pe strada Visarion. Visarion, numerele 4, liniuță 6. Acesta este Palatul Brătianu, realizat în anul 1896. În momentul de față aici se află Fundația Culturală Brătianu. Începând cu anul 1922-24, dacă mi-aduc bine aminte, aici a locuit Constantin Bebe Brătianu, așa cum spuneam, fiul generalului Constantin I. Brătianu, care era vărul lui Ion C. Brătianu. Bebe Brătianu este o altă ramură a familiei Brătianu. Acolo, peste drum de Bulevardul Lazar Catargiu, se vede vila în care au locuit frații Lipati, deci diplomatul Valentin Lipati și muzicologul și compozitorul și fantasticul pianist Dinu Lipati. Iar în față, în dreapta imobilului, se găsește Biserica Visarion. Revenind la Palatul Brătianu, aici, începând cu anii 20, aici s-a mutat Constantin Bebe Brătianu împreună cu sora sa, Florica Algiu. Aici a locuit până la arestarea sa în anul 1950, pentru că și Constantin Bebe Brătianu a fost ridicat în 1950, în mai 1950, în acea noapte a demnitarilor. A fost ridicat de aici, de la domiciliul său, și dus la penitenciarul Sighet. El a fost eliberat în anul 1955, dar era, starea sănătății era foarte precară, era în ultimul hal și a murit în libertate, într-adevăr, dar fusese aproape terminat în penitenciar. Iar aici, așa cum am spus, în Palatul Brătianu a locuit Constantin Bebe Brătianu, cel care în perioada 1934-47 a deținut funcția de secretar general al Partidului Național Liberal. Era un fel de mână dreaptă a lui Constantin Dinu Brătianu, deci a fratelui lui Ionel Brătianu. Bebe Brătianu a fost la rândul său ministru și deputat în parlamentele interbelice. După cum se poate constata foarte ușor, suntem într-un perimetru din centrul Bucureștiului, din zona Pieței Romane, și strada Ion Vodă Caragea și Calea Dorobanților numărul 16 și Visarion 46 sunt relativ aproape. Liderii partidelor politice la acea vreme se vizitau frecvent, pentru că domiciliile lor erau în aceeași zonă și în același perimetru. Iar de aici vom coborî pe strada Visarion și ne vom îndrepta către statuia lui Ion I.C. Brătianu. Deci statuia lui Ionel Brătianu, inaugurată în noiembrie 1938. Suntem pe Bulevardul Dacia, în piațeta Brătianu. Suntem pe segmentul Bulevardului Dacia, Piața Romană, Academia Română. În spatele meu este statuia lui Ion I.C. Brătianu, opera sculptorului iugoslav Mestrovici, care a fost inaugurată în noiembrie 1938, deci în timpul dictaturii regale, în vremea mandatului de primar al capitalei al lui Victor Dombrovski, viitor general de corp de armată. Statuia a fost inaugurată, așa cum spuneam, în noiembrie 1938. La inaugurare, la festivitate, a participat familia Brătianu,
Îl avem aici pe Gheorghe Brătianu. La acel moment, în 1938, avusese loc la începutul anului 1938 fuziunea între facțiunea brătienistă georgistă, facțiunea georgistă liberală condusă de Gheorghe Brătianu, deci Partidul Național Liberal Gheorghe Brătianu și Partidul Național Liberal condus de Dinu Brătianu, pe care îl vedem aici. Apoi văduva lui Ion Ice Brătianu. Aici vedem serviciul divin oficiat cu acest prilej, cu prilejul festivității, oficiat de mitropolitul Nicolae Bălan. Iată, avem aici o fotografie din presa vremii, o perspectivă, o fotografie de ansamblu de la momentul inaugurării statuii. De ce aici? De ce în această piațetă? Pentru că în spatele statuii, în spatele monumentului, dacă o să venim un pic mai așa, se vede așezământul cultural Brătianu. În momentul în care a decedat, Ionel Brătianu, artizanul României mari, unul dintre stâlpii de bază ai parlamentarismului și al regimului democrat burghez, deci în anul 1927, după deces, văduva a luat inițiativa fondării unei asociații, unui așezământ cultural, pe locul în care a locuit Ion Ice Brătianu. Deci în spatele nostru, într-un complex de clădiri ridicat de arhitectul Petre C. Antonescu în debutul secolului 20, undeva către 1910-1911. Vom merge și către așezământul Brătianu, dar mai întâi vom face o buclă către legația Germaniei, către fosta ambasada Germaniei din perioada celui de-al doilea război mondial. Și vom urca pe Bulevardul Dacia, pentru că se află la câteva zeci de metri de piațeta Brătianu. Avem și aici o piatră comemorativă. Sculptor Ivan Mestrovici. Este același sculptor care a ridicat și statuia lui Carol I din Piața Revoluției, care astăzi, bineînțeles, este o replică, o reproducere a acelei statui, pentru că ea a fost topită, să zicem, în momentul, în 1947, după ce Doncea, ajutorul de primar comunist Constantin Doncea, a venit și a demolat statuile din București. Prima dintre statui a fost cea lui Carol I din Piața Revoluției, actuala Piața Revoluției, fostă Palatului, Piața Palatului. Aici, după cum se vede în acest imobil, avem un fel de ramforsare a peretului. Există o diferență de nivel, să zicem. Pur și simplu, blocul este ramforsat. De ce? Și aici se vede foarte clar. Aici s-a aflat în timpul războiului, s-a găsit un adăpost antiaerian. Da, și accesul se făcea pe acolo, prin acea ușă. În momentul în care au fost declanșate bombardamentele în primăvara anului 1944 de către aviația anglo-americană, pe 4 iulie 1944, au avut loc mai multe raiduri ale aviației în București, aviației Națiunilor Unite, și aici a fost unul dintre adăposturile în care și-au găsit refugiu funcționarii Ministerului Economiei de la acea vreme, dar și cei care lucrau la ambasada Germaniei, la legația Germaniei, care se află peste drum. Aceasta este clădirea, complexul de clădiri care alcătuia sediul legației Germaniei la București. În perioada comunistă a găzduit Teatrul Constantin Tănase. Chiar aici a cântat și Maria Tănase, undeva în anii 50, în clădirea Teatrului Constantin Tănase. După Revoluție, o vreme, acest imobil a fost semi-abandonat, în special între 2000 și 2006, cam așa, 2008. Pentru că în anii 90, imobilul a găzduit Casino Victoria, unul dintre cazinourile care abia se deschiseseră în București. Spun asta pentru că și eu am fost de vreo 2-3 ori prin 99-2000 la Casino Victoria. Iar de aici avem o perspectivă, cred că ar fi bine putem trece, că acesta este baronul Manfred von Killinger, ambasadorul și trimisul plenipotențiar al lui Adolf Hitler la București. Iar aceasta este o fotografie din septembrie 1944, când Killinger s-a sinucis. Și aici își găsiseră refugiu cei din colonia germană din București. El s-a sinucis chiar aici în clădire? El s-a sinucis chiar în clădirea legației Germaniei, în data de 2 septembrie 1944. Aceasta este soția lui baronului Manfred von Killinger, von Dillinger, cum i se mai spunea, în epocă Ion Mocionii Stârcea, baronul Ion Mocionii Stârcea atribuise această poreclă baronul von Dillinger de la celebrul gangster american John Dillinger, deci Killinger Dillinger. Aceasta este soția lui baronului Manfred von Killinger. El s-a sinucis în data de 2 septembrie 1944 pentru că el îl asigurase pe Hitler că în România lucrurile sunt sub control, că nu se va întâmpla nicio răsturnare de regim, nu va avea loc niciun complot. Ori, așa cum bine știm, la 23 august România a întors armele. Regele l-a arestat pe Ion Antonescu și a schimbat orientarea politico-militară a țării.
foarte mult spun că Killinger s-ar fi sinucis pentru că n-ar fi vrut să cadă mâinile sovieticilor. Da, este un sâmbure de adevăr și aici, dar mai mult Killinger s-a sinucis pentru că știa ce l-așteaptă la Berlin în cazul în care s-ar fi retras cu trupele germane în Reich. Pe 2 septembrie nu s-a sinucis doar Killinger în sediul legației germane, ci și secretara sa, Inga Petersen. Istoriografia consemnează două variante. Una spune că secretara s-a sinucis alături de Killinger, iar cealaltă ipoteză este că chiar Killinger a ucis-o cu revolverul său. De ce? Pentru că la domiciliul Elenei Petersen s-au găsit ulterior, în 1945-46, ea locuia cu chirie undeva pe strada Pietății numărul 9, și ulterior, în anul 1945-46, presa a relatat că poliția a descoperit o mică avere în apartamentul în care locuise Helga Petersen. Proprietara apartamentului în care locuia Petersen, după ce a văzut că Inga nu se mai întoarce de la sediul legației, a intrat în apartamentul ei pe care îl închiriase și a sechestrat toate bunurile care se aflau în acel apartament, inclusiv o casetă mare de bijuterii. Această casetă de bijuterii a fost confiscată de proprietari și abia după un an de zile poliția a aflat că a dat de urma acestei casete de bijuterii și așa s-a aflat ce mică avere strânsese și secretara baronului Manfred von Killinger. Pentru că se pare baronul patrona și o rețea subterană de trafic, de vize, de bijuterii și influență, bineînțeles. Bun, și baronul s-a sinucis, interesele ambasadei Germaniei au fost preluate de către ambasada Suediei, până s-au lămurit lucrurile, deci ambasadorul Suediei s-a ocupat de reglementarea și oficializarea tuturor actelor membrilor, funcționarilor legației germane, până ce aceștia au fost predați, cam tot contingentul a fost predat trupelor sovietice. Și mulți dintre diplomații și militarii care s-au aflat în sediul legației de aici, din Calea Victoriei, 174, la acea vreme, s-au regăsit în custodia sovieticilor ani de zile, s-au aflat în prizonierat. Așa cum spuneam, în perioada comunistă aici s-a găsit teatrul Constantin Tănase. Clădirea a fost retrocedată abia în anul 2006 statului german. După 2006, clădirea a avut un statut incert, s-a aflat în custodia statului german, însă statul german nu a investit bani în imobil și a hotărât să-l vândă mai târziu, după câțiva ani de zile, unor dezvoltatori imobiliari. Și astăzi avem acest complex de clădiri din spatele clădirii, care găzduiește o serie de sedii de firme, de birouri și cabinete de afaceri. Da, și așa cum spuneam, după 95 a funcționat Casino Victoria, un loc unde au jucat frecvent și frații Becali la ruletă și blackjack. Și probabil că nu numai aici. Și nu numai aici, da, da. De aici, de pe Calea Victoriei, vom merge către Piața Amzei, unde se găseau, așa cum spuneam, așezământul cultural Brătianu. Suntem pe strada Biserica Amzei 79, locul în care se află fostele așezăminte Brătianu, așezământul cultural Ionice Brătianu. Vis-a-vis este Biserica Amzei. Aici, în spate, la așezămintele Ionice Brătianu, așa cum spuneam, s-a aflat domiciliul lui Ionice Brătianu. Intrăm puțin. Intrarea se putea face și dinspre Bulevardul Dacia. Astăzi străpungerea s-a făcut în anii 80, dar în principal pe aici, care de acces era dinspre biserica, strada Biserica Amzei. În acest complex de clădiri a locuit Ionice Brătianu, complex de clădiri ridicat pe planul arhitectului Petre Antonescu. Aici își avea și biroul, sala de lucru, fostul premier liberal, după cum vedem aici în această fotografie. După decesul său, așa cum spuneam, complexul a fost transformat în așezământul cultural Ionice Brătianu, iar aici avem masa de lucru, biroul fostului premier. Ionice Brătianu a găzduit în acest complex de clădiri și o bibliotecă uriașă de câteva zeci de mii de volume, la fel și Palatul Stratemicescu de pe strada Zalomit, despre care am mai făcut referire, avea o bibliotecă similară de 40 și ceva de mii de volume. Odată cu instaurarea regimului comunist, mai precis în anul 1948, așezămintele culturale Brătianu au fost transformate în așezământul cultural Nicolae Bălcescu. Așa au rămas cu această titulatură până în anii 90. Aici s-a aflat principalul depozit de carte al Bibliotecii Naționale în anii 80-90 și în continuare, dacă nu mă înșel, Biblioteca Națională are în custodie acest spațiu. Nu mai știu care este, în ce stadiu se află cu cei care revendică urmașii familiei Brătianu. Mi se pare că au fost revendicat și a fost câștigat. Important este faptul că întregul complex de clădiri va fi redat publicului într-un viitor apropiat, pentru că am înțeles că Ministerul Culturii a făcut demersurile necesare ca în câțiva ani tot acest perimetru să fie recondiționat, renovat și restaurat. Și sperăm că în următorii ani să avem aici un hub cultural, o mare bibliotecă în inima Bucureștiului. Da, ea a fost naționalizată în anul 1948, în clipa în care s-a transformat în așezământul cultural Nicolae Bălcescu.
Da, și așa cum spuneam, se află în acest perimetru din zona Pieței Romane. Întreaga conducere a Partidului Național Liberal, ne putem imagina în epocă că se afla într-o zonă, să zicem, exclusivistă din centrul capitalei și ei își puteau face vizite foarte ușor, recepții, ceaiuri, petreceri, întruniri, conciliabule, pertractări și așa mai departe. Turul nostru se oprește aici. Astăzi vom continua cu momentul 23 august, în următoarele episoade. 23 august, care a fost și Ziua Națională a României în perioada 1949-1989. Ea a fost declarată zi națională printr-un decret al Prezidiului Marii Adunări Naționale în anul 1949. Trebuie spus faptul că ziua de 23 august nu a avut o însemnătate numai pentru regimul comunist. Ea a fost celebrată și a avut o semnificație chiar și în cei 3 ani care s-au scurs de la 23 august 44 până la 30 decembrie 47 când s-a instaurat Republica și a fost celebrată inclusiv sub regimul monarhic. În fiecare an de 23 august avea loc o paradă oficială, o paradă militară în centrul orașului cu prilejul împlinirii a 1, 2, 3 ani de la săvârșirea actului de la 23 august. Deci chiar dacă n-ar fi regimul comunist, n-ar fi venit la putere și am fi avut în continuare un regim democrat burghez parlamentar, ziua de 23 august ar fi fost celebrată în continuare, chiar și de către partidele care ar fi venit la putere după 23 august, pentru că a fost o ruptură, un moment semnificativ în evoluția politico-constituțională a României. S-a revenit parțial, să zicem, în perioada 44-47 la regimul parlamentar, la o democrație parlamentară, în special după încheierea războiului, după 9 mai 1945, au funcționat în continuare partidele politice, chiar dacă sub vexațiunile Partidului Comunist, pentru că din 6 martie avem un guvern Groza la, Petru Groza la conducere, dar în continuare aveam gazete ale partidelor din opoziție care funcționau vexate, evident, faultate de către comuniști, dar și partide politice care au funcționat încă câțiva ani, până în 1947-48, când și PNL și PNC au fost suprimate, mai ales în timpul anului 1947. Deci în episoadele următoare vom merge către locul în care s-a aflat Marele Stat Major la momentul 23 august 1944, Ministerul Apărării Naționale, locuința lui Corneliu Coposu, cel care a fost secretarul particular al Iuliu Maniu. Vom merge către domiciliul avocatului Lecuția, Aurel Lecuția, din Schitul Măgureanu numărul 19 și către locul în care s-a găsit președinția Consiliului de Miniștri și Ministerul de Interne în Palatul Culei, Palatul Cantacuzino, de pe Calea Victoriei. Cu această ocazie încheiem primul episod din această serie și o să vă rugăm în comentarii să ne scrieți care era locul prin care ați trecut cel mai des din aceste locuri prin care am trecut și noi astăzi. Care clădire sau care loc a fost cel prin care ați trecut și nu ați știut exact ce se întâmplă în acea clădire. Vă rugăm, scrieți-ne în comentarii. Și până data viitoare, vă salutăm cu tot respectul.